Al treilea sfert de final al Cupei României stă să înceapă în câteva minute. Suntem la Timișoara, pe un stadion legendar, stadionul Dan Păltinișanu, din păcate cu asistență extrem de redusă. Începe acest meci, repet, arbitru este Iulian Dima din București. Acest club de referință pentru istoria fotbalului. Un prim șut și o primă intervenție a lui Flavius Croitoru. Said Ahmed la Tovlevici, pentru Juan Ribeiro Teleș. Se descurcă foarte bine Telcean, centrare și intervenție fabuloasă a lui Păduraru la lovitura de cap a lui Said Ahmed. Scutaru trimite apoi în afara terenului, este corner pentru FC Argeș. Mai e o jumătate de repriză, o minge care se duce direct spre poartă, eroare imensă, a lui George Păduraru, care cumva pune mâna pe minge și golul lui Said Ahmed este anulat, nu este offside. Ce eroare! Acum nu știu dacă erau ambele mâini pe minge. Nu știu dacă piteștenii nu pot invoca anularea pe nedreptă acestui gol. O nouă ocazie a lui Said Ahmed. Tot el e foarte aproape de gol. Cel mai periculos jucător al Piteștiului. A, e galben văzut de Ursu, e al doilea. Ursu e la al doilea galben. Timișoara rămâne în inferioritate numerică. Bănățenii contestă vehement decizia lui Dima. Ursul nu vrea să iasă de pe teren. Ezacoli se uită din nou în flancul stâng. Primește la Tovlevici. Centrarea lui la Tovlevici! Și Arias nu reușește să pună mingea pe spațiul porții. Cred că el l-a trimis acolo. Al treilea sfert de finală din Cupa României. Divizionarea secundă, Poli Timișoara a reușit să trimită meciuri la loviturile de departajare în fața prim divizionarei FC Argeș. La loviturile de departajare, Zalewski, gol! 1-0 Timișoara. Iasmin la Tovlevici cu elan mare, la Tovlevici, 1-1. Se apropie de minge, Pamfile în bară, trage tare Pamfile să mute poarta din loc. Ișfan se apropie de minge, în vinclu direct. 2-1 pentru Argeș. Lazar se apropie de minge, Lazar! Și se face 2-2. Arias cu elan scurt, Arias se apropie de minge, Arias! 3-2 pentru Argeș. Al patrulea penalti pentru Timișoara, Bogdan pentru 3-3. Se apropie de minge Diogo Viana pe centrul porții. 4-3 pentru FC Argeș. Nici el cu un elan foarte mare. Bârnoi! 4-4. Fatai se apropie de minge. Fatai! Bară gol! Argeșul merge în semifinale. Kehinde Fatai
dă verdictul final în acest sfert de finală. Timișoara iese cu capul sus din Cupa României după ce elimină Rapidul în optim și după ce rezistă 120 de minute fără să ia gol în fața Argeșului.